Deschideți poliția! Stai. Zece secunde. Cu inscripția Digital Vision. Digital Vision? Da. Digital. Aici ce e? În primul birou? Perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane care în perioada 2005-2010 au determinat mai mulți angajați ai firmelor pe care le administrează să ridice credite bancare folosind documente false, creând în acest fel un prejudiciu de aproximativ 2.500.000 de lei. Cele două persoane sunt cercetate pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri, fals în declarații și uz de fals.